la dumneavoastră, restul, aici când a fost alegatorul, nu ați fost? Am avut examen. Este motivul. Ok. Deci, asta a trecut, noi am discutat că am rămas pe clasă un indicator foarte interesant, care a fost combinat cu încă unul, fractalul și alegatorul, nu știu cine a auzit de aici, cine a folosit. Pur și simplu, a doua zi sau a treia zi după masterclass ne-a trimis domnul Andrei de un screenshot. Ok, până când noi mai mult trebuie. Voi ați învățat în care este teorie, cred că le știți foarte bine. Eu asta nici nu mă doresc. În aceste metode, vă dați vă dați seama de prezentat, după de mine am întrebat cu voi. Dar de aceste trei metode, cât ele se simte, până că atât sunt complexe. Prin ele puteți să-mi confirmați asta, eu cred că prin ele poți să te învățești cum vrei tu în viața financiară. Încă vă discut cu trader de la lecții de practică, de la trader care sunt trader pregătit și poți confirme asta, că un trader ar trebui să fie acea persoană care poate în cel mai scurt timp să ia o decizie și să adapteze rapid la piață, corect? Că tare asta e bine. Că care e diferența dintre trader și investitor? Nu investitor poți să fie azi vreau să dau bani, adică altceva nici nu dă. Am dat bani, da? Am cumpărat. Și ok, am văzut ceva acolo, oscilații, nu știu, mai trecut vreo 3 ani, s-au stupat oscilații și ești gata, merge treaba înainte, corect? Dar la trader care este? Abilitatea și simțul ăsta vieții ca să trebuie momentele cele mai bune în viață. Și ca metoda adăugării medierii și la actul pe care se discută astăzi și la actul pozitiv și ești nu folosesc, așa să se zic, ce-mi folosești la actul pozitiv? Încercai să-mi întâlnim cu acea la nivel. De asta este problema, că întotdeauna duceți pe și la negativ. Să ieșim din lactul pozitiv. Dar, ce înseamnă pozitiv? Lactul pozitiv asta nu înseamnă să ieși din lactul. Dar ce înseamnă lactul pozitiv? Asta înseamnă să mărești profitul, adică prin și corecția. Nu, lactul asta când ai una sus, una jos și este minus în mijloc. Asta da, dar lactul pozitiv asta când ai una sus și una jos și am două profit. Adică. Ok, am ajuns la chestia asta. Nu, da. Tot e lactul. Unul asta e sus, vine jos și altul duce în sus. Da. Și una e baie, una e sală, dar am două sus profit. La baie e jos-jos, dar sălui sus-sus. Da. Asta lactul. Da. Și te jonglezi cu ele. De cine? Faci chestia asta. Deși, lactul știi numai pe încă. Aici, majă, nu. Numai asta, numai atunci interpretezi lactul. Dar lactul este și pozitiv. Care este foarte bine să folosești de el, pentru că tu ai, când folosești actul pozitiv, ai o pârghie. Ai tranzacții jos care îți zici și păi, tot e bine, vinești profit. Adică am fost mai știu de și parte tranzacții. Ok, bun. O să discutăm toate aceste lucruri. Cum ziceam și la practică, trader trebuie să se adapteze foarte rapid la situație. Și cum e așa de simplu metoda asta adăugării, în ea poți să faci foarte multe manevre. Adică în metoda asta poți să faci foarte multe oportunități, să deschizi noi oportunități. Deci, metoda medierii în general, astăzi o să vorbesc și despre gap pe split-ul. Dar ați văzut? Split-ul, de pe Google, nu ați văzut? Da, voi v-ați gândit acolo, da, în trecut pe Google, că ați fost tranzacționat, trebuie să ai depozit de minim 500.000 și gata, Google-ul, de exemplu, deopat, nu, ca split cu un risc mic, da? Tranzacționat așa. Și l-ați dat Google-ul toți într-o parte. De cam o poftim, split, 1 la 20. O să discute, ar fost pe dreptul, acum stai lejer cu un depozit de 125.000 sau 150.000, stai pe el lejer. Pe el stai lejer acum, pentru că el dacă are o cădere acum până în 0, asta ar fi undeva 112.100. În jur de 120.000 până în 0. Și aici e și, pe canal, riscul care îl vrei trade-ul, 0. Adică nu e 0, este acolo un risc micuț dacă dispare Google. Adică asta este riscul, dar în rest, tranzacționare pe piață, nici ai lejeră. Bine. Haideți să începem să scriem. Așa, metode. Avem trei metode. 1, 2, 3. Dacă o să vedeți care v-am întrebat pe parcurs, mi le dați în start. Pentru că scopul la masterclass asta nu e ca să vin fiecare dată și dau strategii nouă, da? De exemplu, cum data trecută, alegatul și fractalul, doi indicatori absolut noi, din start am dat strategii și se tranzacționează pe ei. Ok, astăzi, de ceea ce cunoașteți, voi numai să fie întărit. Și dacă aveți careva întrebări, situații, puteți să-mi dați ca exemplu, dar nu spuneți concret și
am dat exemplu ce situații și cam cum se poate ieși din această situație și cum se poate rezolva și se poate interpreta. Ca asta nu este, noi ne structurim mai mult, ne concentrăm situații, de exemplu, la un minus în viață, cum să le rezolvi. Dar este care se profitunde, nu se trătuim ca să se rupi mai mult de acolo, înțelegeți? Ai tranzacții minus pe viață, dar și faci. Păi cum să o duc în profit, hai să schimbă la nu știu ce. Dar ai tranzacții cu profit. Niciodată te gândești acolo, păi hai să mai ales profit acolo. Faceți chestia asta. Metoda adăugării trebuie să fie folosită la greu, metoda adăugării șmelie. Trebuie să jonglați cu metodele astea, să le simțiți. Vele sunt direcția vieții. Nu e răspunsă așa, că nu e răspunsă așa, că nu e răspunsă așa, că nu e răspunsă așa. Nu, vederea asta e metoda abate. Vederea asta că mă leacă mergi cu vieții așa, mai încăpățânat. Și mergi o leacă împotriva vieții. Numai încăpățânarea asta e făcut cu logică, nu încăpățânare care te duce la un minus mare, da? Foarte bun. Metodă. Și o să începem cu prima metodă, o discuție prin metoda adăugării. Cum voi sunteți de prinși ca să folosiți această metodă, metoda adăugării? Și, în general, ce o folosiți? Și o discutăm despre fiecare de ați în parte. În direcție. Dar și în descendent adăugării, nu? E trend, deci cu școală de creață. Da, în direcția trendului, vă adăugăriți. De viață? Da, deci pe ascendent care aveți dreptate. De ce mai mult pe ascendent e chestia? Transacții, dar depinde și piața. Să știți asta. Piața voluntară acolo n-ai treabă, că e descendent, că e ascendent, acolo se mânca la măsură. Dar ne ducem piața cripto, piața de ranș, contează și perioadele de timp. Da? Dacă vorbim de o perioadă medie lungă de timp, piața de mărfuri, piața de capital, piața cripto, ne străduim mai mult tendințele ascendente. Din ce cauză? Ele durează mai mult. Tendințele ascendente le durează mai mult. De asta se zice long position. E o poziție lungă. Short-urilează sub piață, cum se întâmplă. Sell-urile. Pam! Interesant, deși trader foarte mulți preferă, în special americani. Când se schide la 16-30 piața, n-ați văzut cum se duce, când se duce în sell-uri, nu are cât de repede se duce. După asta, când se restabilește, mai greu. Deci, cauză. Pozițiile de sell-uri sunt perioade scurte și sunt foarte mari, adică sunt bruște. Dar ei fac 12-13.000 de puncte sau 20.000 de puncte, spui 500, se face așa. Am un dar înainte ca să înțelegeți, PSP 500 asta era o corecție care o așteptai, de exemplu, o lună, două. Deci când e o corecție de asta, așa, tu știi după așa o corecție, dar puteți mediezi acolo jos și sunt în tranzacții de cumpărare până când și faci străbate un nou maxim istoric. A fost o perioadă, de vreo jumătate de an de zile, unde PSP 500, dacă era o corecție de 10.000, 15.000, 20.000 de puncte, asta era binecuvântat. Practic, dacă vedeai corecția asta, deci acolo ce șor puteți să dai adăugare. Când străbătie maxim istoric? Când străbătie maxim istoric, e că acolo apare o întrebări de trecut. Mai spaiți în poziția, s-a dat să închid. E corecția sau nu e corecția? Și nu mă face așa. Chiți tranzacția, cum mă face, bah, în vreo 15 puncte. Dai un bai, op, să începe corecția. Trebuie să aștept de asta. Deci, ideea care? Pentru că aici trebuia să jonglez foarte bine cu metodul adăugării și medie. Bun, la. Hai să începem cu adăugări. Voi ați că ați folosit-o pe tendință. Bun. Din perioade scurte de timp, de multe ori traderii greșesc când folosesc metoda adăugării pe perioade scurte de timp. Și vă explic din și cauza. Avem așa tendința de a deschide tranzacții, metoda adăugării, a fost o străbatere din el și am dat un buy de aici. De exemplu, un lot. Piața face 10 puncte și eu luna de asta putere care merge între 30 și traderul are tendința și face. Încă un lot. Nu, asta nu e adăugări. Asta nu este adăugări. Ok, e sună adăugări, teoretic e adăugări, tot e frumos. Dar asta e același lucru ca și cum ai avea două loturi din start. Poate? Dacă nu este închisă și încă unul. Da, da. Asta nu e închisă și încă unul. Da, e adăugări, teoretic. Dar dacă acest duce în da, jos, păi de minus ai două de două chei din spate. A doilea tranzacție, să se face o corecție, să se așteptăm să apie corecție și atunci
Да, но метода... Депенде инструмент. Депенде инструмент. А еще депенде мут, это раз не раз. Типа смешан пендет. Потому что Мартин мне для того, что я метода адаугари. Окей, acolo ai bai, bai, bai și foarte simplu. Dacă începi să o aplici și zici, încerci să pui stop loss pozitiv țăle. Încerci să faci acolo, parcă asta. Și încerci să zici, băi, ceva pe asta, asta nu îmi dă bani metoda adăugării. El lucrează metoda adăugării. Te lucrează foarte bine, numai că trebuie să intri în poziție corect lucrează. Și dai pașul ăla spre sub. Băi, de ce noi dorim ca într-o perioadă de 3 țări, dar să ai vreo 5 poziții pe piața adăugării. Nu este chestia asta. Nu știu, un impuls, de obicei preferăm așa, pe un impuls ai vreo 4-5 poziții pe piață. Ideea care e, dacă impulsul ăla nu o să fie cât ți-ai dorit tu, când te înșepi înapoi, ai dat una asta specificat. Ce am zis? Tranzacția asta este activă. Așa, eu o deschid și pe a doua tranzacție. E foarte bine. Teoretic e adăugări, taman, poziții după poziții, dar practic. Piața nu are proprietatea să ducă într-o direcție fără să facă pauză. Și ce o să facă? Îți faci numai o mică corecție până în zona asta, și primești două loturi sunt potriva dumneavoastră. Din start două loturi. Încă dacă mai ai noroc să-ți fac și unul, să-ți iei stop loss, în general e ok. Dar ideea care? Pozițiile în piață trebuie adăugate după ce piața a făcut o anumită creștere pe piață. Dar în care timing frame dumneavoastră asta recomandă? Metoda adăugării? Da. H4. Și în sus. Și în sus. Investor. Poftim? Investor, da. Adică investor. La H4 în sus este investor, vă zic. Adică dacă se deschizi după H1 adăugări și nu te înțelegi H4, cred că asta e o prostie. Te uiți impulsul ca să-l prinzi din H4 și o deschizi pe H1, pe piață. Dar oricum, asta e metoda adăugării și e așa, micuță. Că tu când construiești o metodă adăugării, când te-ai pornit pe metoda adăugării, de obicei când te pornești? Când vezi un trend. Când schimbi trend. Când schimbă treaba ca să o prind la început de poziție. Și dacă nu o să încerc să scot schimbarea asta de poziții, e foarte bună schimbarea asta de poziții din timeframe-ul de 4 ori. Deci când ai schimbare străbatere și când ți-a făcut corecția, deja acolo poți să punești pe metoda adăugării. Și încerci o, hai, faci poziții. Metoda adăugării, eram la lecție de, practică, deci trader care deja transacționează pe real, deci am venit cu metoda medierii și adăugării. Eu am zis că și deschis tranzacții, poate să-ți soluționa piața după cum e deschis tu. Deci eu am văzut cu o mediere și adăugări, practic, poziție perfectă, aplicată pe Bitcoin și pe SDCH. Deci, pe aceste două poziții, și ca să înțelegeți, deci a rămas Bitcoin-ul în adăugări pe său. Deci Bitcoin-ul în adăugării s-a folosit, încă nu începe cu căderea. Deci prins foarte bine pe piață poziție. Și frumos cu metoda adăugării deschise de o anumită distanță, străbatere de nivel deschis. Și nu am avut multe poziții, 3 poziții pe piață. Și zic, ok, hai că e bun, adăugat, să adaugi, asta nu e problemă. Dar e foarte bine și cum ieși din piață. Deci ca să înțelegi, zici, și era la o contrat, cam de minimul, a fost un fel. Și eu zic, bă, asta e mera. De obicei, poziția în piață cu metoda adăugării găsite. Nu, când se arată că este schimbare de tendințe. De obicei, noi așa lucrăm și în piață. Chiar data trecută, când am vorbit de aligator, mediile mobile, când ne folosim, când avem indicații, este când se iese în piață. Când se arată, deja se vină de sell. Și orice indicator care ne-au folosit, simplu, se închide tranzacția atunci când se arată o ieșire de plecare în poziție inversă. Ok, bun. Metoda adăugării. Așa, o să încep cu nivelele și după care o să vorbim și perioade mai scurte, dacă doriți, ca scalperii, da? Ok, sunt situații când nu te-ai pornit pe piață cu metoda adăugării, dar ești nevoit să o faci pentru că e interesantă poziția în piață, nu. Asta. Ok. Așa, haideți să începem cu adăugării. Adăugării nu ce contează foarte mult. Sunt curios. Cum folosesc vorul? La mare la mic. De la mare la mic.
5, 3, 2, 1. Ok, din ce mai trebuie? Păi, te încarci. Poate? Sunt, cum, iar, dacă vorbim de piața valutară. Da, piața valutară. De ce vrei să întoarci înapoi? Piața valutară? Volumul medic cu care ai vizionat. Ok, bun. Și-al de urmă, acoperă și-al de sub. Da, toată adăugarea este foarte bine să faci scădere de volume. Dar de obicei este așa o lucru foarte interesant care puteți să-l aplicați. Folosiți ideea ca la primul volum, când adaugi a doilea volum în piață, să fie egal primul și după deja să faci... Adică două tot una și da, după aia ești. Două tot una și după începi să mișorezi. Deci este o metodă, ideea care acolo spui baza vine. Deci spui baza vine în piață și el deja își face așa ca un lucru. Și deja după asta, încet și ori încep să-ți faci, cam se trage ideea asta din Fibonacci. Dar de cum, la 0, 1, 1 și după mergi, 2, 3 și mergi tot așa. Ok, bun, haideți. Nivelul merge. E perioade scurte. Scurte spre mine. Metoda adăugării. De exemplu, o să merg cu volumul, cum ați spus, de 5 loturi. Am deschis 5 loturi. Așa, a doua poziție, piața, aici o să fie 5 loturi, eu nu mai desenez corecții și așa de departe. Deci 5 loturi, după care evident că o să încep să mișorez din volum. Din ce cauză? Că în cazul în care piața face o corecție, mă ia cu un volum mai mic în piață și nu face atâta perturbări în valoarea care se acumulează aici. Metoda adăugării. E bine când o folosești de tendință. Dar ar trebui să aveți confirmări pe perioada lungă. Atunci am gata, nu mai merge mai CD-ul. Multingul de parametri mari. Când folosiți media mobile asta, când folosiți metoda adăugării, puteți să folosiți pe moving average parametru 233, dacă ați folosit, da? Ai luat străbatere, ai mers pe perioada lungă sau pe aligator. Aligatorul tot e fain, pentru că el are 3 medii mobile. 3 medii mobile și când se intersectează într-un time frame mare, deja îți arată pe o perioadă mai lungă de timp tendința o să fie într-o anumită direcție. Și așa frumos te-ai dus în H1 și ți-ai găsit intrările pe piață. Și a intrat. Deci volumele la metoda adăugării pot să fie ori egale, ori descreștere. Nici de cum nu crește. Am văzut așa chestii. Să adaugă și un volum. O mă să o ia cu un urș, merge ghinea de un 2 și mai dau un 3 și când începe corecția, spui, păi, e lunar, e corecția, dar minusul e la profitul, știți așa. Deci, corect a spus corect a spus domnul Valer, ar trebui să meargă într-o descreștere. Deci, șor, ți-a făcut corecția, e bine spre pozițiile de sus, încă ceva. Ai adăugat în poziție, e adăugat aici un bani, aici are și un bani. Când ai văzut că ai semnal de tranzacție de sell, prin momentele astea aici poți să-ți formezi MSD-ul o divergență, da? Când s-a format această divergență, îi foarte bine ca pozițiile astea să le închizi. Și poți să închizi pozițiile ca o preajma nivelului 50-61-8. Da, varianta cu top loss pe este... Așa, am și discutăm și asta. Deci, eu aici vorbesc că îți închizi o parte cu stop loss din tranzacțiile de sus, până cam unii ar putea să facă corecția Fibonacci și ai scăpat de pozițiile astea. Ai așteptat să fac corecția și când s-o respins din nou, bună ziua, 5 loturi. Înțelegeți? Și ai aplicat iarăși 5 loturi. S-o respins și iar scazi în poziție. Iar 5, după asta 4, 3, 2. A început corecția. Deci, dar vă faceți și... Înțeleg, străbate un nivel și altul. Că stabilezi volumele în așa fel să-ți ajungă, să-ți faci, de exemplu, ce v-a spus, 5, 4, 3, 2, corect? Sau 1. Vă faci în așa fel volumele ca să vă ajungă atât de nivele cât este impulsul. Deci impuls poți să fie, de exemplu, 3 nivele pe piață. Înseamnă că îl împarți în așa fel volumele, vă adaptați ca să aveți o logică în ceea ce faci. Când faci corecția la fel, ați închis o poziție, de exemplu, s-au rămas două active, mi-ai adăugat una și trebuie să jonglați foarte bine cu volumele. Ceea ce spuneți de stop loss pozitiv, o mare parte din traderii care folosesc stop loss pozitiv și nu se plasează corect, nu mai ajung la ce înseamnă nu corect. Nu corect, vă explic. Stop loss pozitiv, cum vreau să plasează? Ai jos din nivel.
Mai jos nivelul ăsta negativ. Dacă noi ai trecut deja nivelul, da. Apoi mai jos nivelul. Nu, ideea care ce spune domnul Valeriu aici și o să explic chestia asta. De obicei noi avem tendința, am avut o străbatere și deja am tendința să-i pus tot pe zile. Nu, când am confirmare că el a străbătut nivelul, a făcut corecție și văd că se duce în sus, am confirmare duce în sus, de la peste 25 îl ridic sub nivelul celălalt. Acum? Așa, asta, stop, da. Pus unii în sirea dumneavoastră aici? Sus, da, sub nivelul unii străbătut. Da, când zicem, o străbătut aprile nivel, făcut corecția, el se duce în sus. Duce în sus, se trag acolo, pe amândouă le ridic acolo. Merge următoarea tranzacție, schida a treia tranzacție, zicem, punctă, patru loturi. El se duce în sus. Când ajunge la nivelul cel de sus, eu pe este aici le ridic și pe ele sus. Când am confirmarea că o străbătut, duci mai departe. Automat deschid alte tranzacții și le ridic toate trei acolo. Așa. Și când face ce a spus dumneavoastră Fibonacci, el străbate, să zicem, ca primul, da? El mi-l închide pe stop loss pozitiv. Pe, să zicem, și pe a doilea mi-l închide pe stop loss pozitiv, da? Și... Nu, eu ascult. Da, da. Și după ce eu iar intră, când face corecție, eu iar intră în tranzacție. Nu, este corect, adică... Dar noi vedem, asta situații, noi acum vorbim pur și simplu. Da, pur și simplu, exemplu, de care trader se adaptează când e pe piață, da? Ideea care, personal folosesc altă chestia asta. Eu am spus cum eu fac. Nu, eu n-am zis, eu vă spun varianta mea, adică asta, trainingul masterclass ăsta ce e? Schimb de experiență. Schimb de experiență, adică fiecare interacționează situația, s-o clarificat, zici, băi, am întâlnit și o chestie asta și s-o făcut. Eca. Deci, ideea care, de obicei, dacă piața mi-a străbătut și aici am confirmare, dumneavoastră a zis că mutați în 200% aici pozitive, da? Am confirmare că s-o duce în sus. Da, se duce în sus, ok. Eu m-aș orienta numai stop loss pozitiv la tranzacția aceasta. De exemplu, mi-aș provoca aici să am rezervă. Pentru că chiar pot să fac, de exemplu, o străbatere falsă sau anumite chestii, știți? Și mi-e închide pe amândouă. Da, da, și mi-e închide pe amândouă și îmi pierd poziția bună care am avut-o de jos prinsă. Așa mă orientez la tranzacția asta să-i pun un stop loss pozitiv, mă scos cu asta din piață. Dacă străbate, mai intră o tranzacție de bani și iar îți poziționat în piață. Dar asta nu mă scos. Și asta îți primești prin toată tendința piață. Este și ideea cum a spus dumneavoastră, puneți pe amândouă, da, e ok, dar aici trebuie să iei cu gândul că gata, poziții în piață, metoda adăugării deja nu e complet, cum ai vrut tu de jos. Știți, eu am ce scuză, ideea, până acum vreo 4-5 luni, eram în fel de trader. Acum deja e, asta e părerea mea, adică acum e altul. Și nu putem să, dacă mănâncă te uitaie că ai intrat pe o, deci, părerea și spune stop loss, o, este, lacăt pozitiv, da? Asta cum avea pe SP acolo sus un sell, da? Când începe cu el corecția în jos. Și ai mult de jos, de jos, fundul fundului, să ai un buy. Da. Dar dacă știind mai înainte că tu faci asta, tu intrai și tu vedeai pune toate instrumentele arăta până nu ajungi. Dar acum, dacă cineva tranzacționează pe euro, pe fund, da? Și pe SP 500, săptămâna trecută, săptămâna asta, el face 300 puncte în sus, 200 în jos. Păi dacă tu, eu sunt mai eu așa să pun adăugarea pe eu, nu prind nimic. Și mai am încă și șansa, zice mie că am pus 5 loturi, pun 5 loturi, nu pun stop loss pozitiv. El se ridică, eu mă bucur tot plasna. Și când faci e ca show de asta, hop, și duci tu mai sub, așa am de 5 loturi, încolo. Și automat eu mă ancar cu 5, 5, 4, 14 loturi în jos. Să zicem, fie, ai nu, pe SP 500 de nu, pe 5 loturi, fie, exemplu, pe euro, dar așa poți tu. La o distanță de 100 de 5 loturi, 15, 14 loturi la 100 de puncte, e ca 14.000. Așa. Adică eu, da, de ce eu prefer? Eu tot mai întâi, eu în general nu prea stop loss. Da. Adică mulți zic, eu o să am scurem, da, facem prasat, ca să ridica, dacă erai convins. Dar acum, nu, deci, ce am observat eu, dar e când război. Stop loss-ul pozitiv, asta în dependență, ce perioadă te vorbim în viață? Ok, pe perioada de oră, depinde... O oră, patru, nu mai sus. Ok, dacă te-ai dus pe perioada mai scurtă de timp și acolo tendința și aceea ar putea să strângă 3-400 de puncte sau 500 de puncte, păi atunci, ok, păi distanța între nivele a fost s-o schimbat. Distanța între nivele s-o schimbat. Ce, la euro, dolar e 80 de puncte între fiecare nivel, practic. Da, petrolul și mai e mărit în numărul de puncte, iarăși asta... Ca să fie un ciocă. Tot acolo. Ok. Dar faci mișcări mai bruși. Corecție, faci mișcări mai bruși și mai mari. Dacă în trecut îți făceau o mișcare de asta puternic 10.000 de puncte, am 10.000 de puncte, e ca așa normal. Deci acum, ok. Mază făcut vreo 5.
trebuie să te adaptezi după piață, în dependență cum este evoluția ei. Și ca chestia este de stop loss trade profit, este să se adaptează în dependență de situație și vezi cum e mai ok. Pentru că nu poți spune amu standard. Deci când la practică, când faci distanța dintre nivelul, nu pui standard. Ți-o pus 80 de puncte, și eu mort. La care 85, gata, mai pui nivelul 1. Deci îți faci aproximativ și dependență cum unii au fost nivelele psihologice. Cu metoda de adăugărește, te învârtești în piață. Sunt situații când ai poziție bună în piață prinsă și atunci e păcat să pui amândouă stop loss-uri sus și scoate poziția de jos. Așa. Varianta cu amândouă stop loss-uri, așa pur și simplu, da, ți-ai luat profitul din piață, gata, ai uitat pe tendința asta. Gata. Unde îți duci mai jos, iar undeva dacă acolo? Dacă s-o în jos, te-ai pus cu ordine amânate de buy limit, ți le-ai plasat, te-ai prins pe piață, ordinele amânate, să le știți, nu degeaba vă s-o dați să învățați foarte bine. Pe ca metoda de obiectivire, ordinele amânate, sunt foarte bune. Dar, ordinele amânate ne spune pe piața capital. Da? Ordinele amânate sunt foarte interesante pe piața de mărg. În perioada de mărg, vezi perioada mai lungă. Da? Dacă vine perioada de scurt în timp, deschideți tranzacții normal, frumos, așteptați o confirmare că câteodată vrem zic, să prins poziții în piață, știți, să prins frumos, de la o distanță, dar ordinele amânate ți-au pozițiile fără confirmare. Și de multe ori să-ți iei ordinele amânate și o să ai lactul din start, fără să-l vrei, când am și acolo prezent. Așa că ordinele amânate pentru metoda adăugării, eu aș zice să excludeți, folosiți chestia asta numai când, ok, am deja cum ai omit molaș, ai omit tendințe pe asta, am luat o direcție, pe perioadă mai lungă de timp. Dar așa lucrați pe perioadă scurt, dar între nivele acolo în general. Puteți folosiți metoda adăugării în felul următor. Că nu ești când ai o poziție pe piață și îți face pe o distanță mai scurtă de timp, ai posibilitatea să intri în piață cu 10 loturi. Poți să faci metoda adăugării în felul următor. Ai deschis două loturi, s-au dus urea în sus încă două, cu două, încă două, înțelegeți? Și asta tot este o minimalizare a riscului. Te asigur. Da, te asigur. Primești ei profit mai micuț în piață. Așa am zis că s-a îndreptat, uite și n-am deschis tranzacția, pe care ca să nu aud chestia asta, dai cu un volum mai micuț. S-o pori în direcție, ai văzut că deja direcția este corectă și începi să mai dau o poziție, mai dau la două chiar, dar se întorc toate trei înapoi. Asta e, de exemplu, un 6 loturi, în minus, nu 10, cum ai fi stop loss inițial, dar practic tu te-ai asigurat. E clar? Bun. Trailing stop. Folosiți? Da. Așa. Cum se tați trailing stop? Folosesc de obicei când se mișcă, când la noutăți. În ce cauză? Pentru că atunci mișcări îți buști. Și ca să, dacă tu te gândești până să pui take profit, poți do echo. Ai pus trailing stop, asta în primul rând. În doilea rând, mișcarea poate să fie bruscă, e să oprești și mai duci odată. Dar dacă tu ai pus take profit, te-ai uitat de pe acolo. 50 de puncte. Spre-o le-ai luat și gata. Dar el încă se mai duce vreo 30, 50, 120. Ok. Pus trailing stop-ul și el îl trage după dânsul. Haideți să explic și la persoanele care sunt persoane sau care poate nu cunosc stop-ul, dar trailing stop-ul. Și nu am auzit. Ok, vă explic. Așa. Trailing stop-ul, asta este un stop loss, un stil de stop loss, poți să zic, știți, cum o stage a stop loss-ului, da? Cel mai jos se explică în felul următor. Știți, când eram mici, ne jucam cu aia mașinic și legat o coață și o duci de următor. Apea că este training stop. Dacă ți-ai pus distanța la adișoara asta de 2 metri, am să mergi întotdeauna și ea să rămâi distanța de 2 metri. Când te întorci înapoi, se micșorează distanța, corect? Dacă să ajungi în drept cu ea, chiar îi poți scați jos. Apea că fix asta este training stop-ul. E un stop loss care merge de urma prețului. Poți să fii stop loss pozitiv care merge de urma prețului. Și merge. Au mers 20 puncte, 30, 40 în profit. Când prețul se întoarce înapoi, el rămâne pe loc. Dacă s-a întors până la el, l-a închis în profit. Continuă mai departe, nu a ajuns până la el, merge mai departe. Aici trebuie să fim atent distanța de la trailing stop. Părerea noastră, cum el trebuie să fie pus? Și când? Da, vă explic. Deci, trailing stop-ul, dacă îl puneți picotat, când folosești metoda adăugării, el trebuie să fie pus mai mare decât corecția medie.
a vieții. Dacă vorbim și cel mai bine, s-a folosit și anul, trebuie să cum am specificat, din și cauza, că atunci este mișcarea bruscă a vieții, ți l-au tras, cât au avut de tras, cât a fost efectul, și cum s-a întors înapoi, ți l-a închis. Și acolo trebuie stopul la noutăți, trebuie să fie micuț. Da, trebuie să fie o distanță micuță, în 10 puncte. Pentru că noutatea de obicei, și independență și de noutate, dacă sunt noutăți este care fac antene mari, sunt perfect. Deci sunt noutăți de unde divergență mare între prognoză și valoarea care apare actual. Atunci când ai văzut, o începi din start. Rata de referință la GBP. Eram când noi coordinam în asus, este standard. Și nu ți-o deschis coordinat din start, cu 30 puncte în asus. Deci pe GBP îți dă și amoți în chestia. Adică a fost cum spus, un scacioc. Asta când ai dămas? Ori în stop loss pozitiv, ori în
mergi viața de aici acolo să te obiți. E clar? Bun. Așa. Doi. Metoda minus. Mai repede, dacă nu faci corect. Viața nu este, nu poți să zici că dacă sunt începător sau numai valutar, dacă se avansa sau numai capital. Este și o diferență. Eu cred că v-am spus foarte clar. Este așa o chestie care rezultă una în altă. Este scop, depozit, instrumente și strategii. Simplu. Dacă ai depozit care îți permite, poți să ai legea pe piața de capital și începător. General nu te forțezi acolo. Adică contează de cont. N-ai spus te bagi cu bărcuță de asta, te bagi cu valori mari. Că e evident că asta, dar cam asta e piața de capital. Ok, bun. Metoda medierii și una s-o folosim. Așa. La metoda medierii ce facem cu volumele? Mărim. Astați, vedeți să vorbim și cu metoda medierii. Cum îți folosește? Și cum îți folosește? Am început cu volum din asta. Asta se sfera. Metoda medierei, asta e când mergi mai leacă totul, dacă ești mai mult. Mai mult. Era așa o perioadă că... Fășim chestia asta pe gaz natural. De asta am fost de la asta jos. Am și-a luat la piscina. Deci asta a fost în toamna trecută. Am avut mâna înțeles în vacanță, am luat în schinare de gazul natural. Deci cum merge treaba acolo? Pe următor. Deci ca să înțelegeți format, divergență și ele accenează. Deci avea niște divergențe, dar el știți că atunci a fost perioada când a străbătut maximi și acolo stăt locul nu s-a văzut. Gazul, facturi, nu știu, și puteți plăți. Și cum a venit face divergența și începe sell. Să spune ceva ca sus, sell. Nu a fost eu o corecție și volumele erau în creștere. Acum a fost și o mică corecție și îți trebuie micuți corecție, măcar un 30% din tot creșterea care a avut-o și sunt o șetă. Vreau câteva pe minus, restul cu profit cu volum mai mare, era ok. Au fost că am făcut scaciocul mai puternic pe piață, că nu început cu volum și nu început în sus, în sus, în sus, în sus. Păi la un moment dat am zis, băi, cât poți să mai mediez acolo. Și după asta ce face? Fac. A treia metodă. Lactul. Și apa. Am așteptat jos, când am ajuns în partea de jos și am închis-o foarte din poziție de bine trăzare și după asta am așteptat perioada de creștere. Ne-a ca o... Atunci a fost urea cu schinare, câteva poziții chiar închis în piață. Medier înseamnă că de aplicat, cred că aici ne-a dat o lecție. Nu trebuie mai atent, pur și simplu trebuie să știi volumul, trebuie respectat foarte bine. Nu te începi să te arunci prea început, mai tot mai intens. Deci am pus la o distanță, dar după asta una după alta, zic, hai, trebuie o dată. Și e totul continuat și pe care atunci apare întrebări de preas. Când mediați volumele, trebuie să vă faci tot altul. În felul următor, cât sunt gata să iei un stop loss pe piață? Sau, dacă nu vă plac stop loss-urile, există tranzacții opuse. De dată la dată. Numai că știți din asta, v-ați luat angajamentul de la că trebuie să-l poți duce. Da? Adică dacă ți-ai luat angajamentul, sunt traderi care nu folosesc stop loss-ul. Dar unii stop loss-uri pun ordine amânare și sunt stop. Sau mai stop. Asta este, adică, cu ce te conformezi aici? Tot ca și cum ai avut un minus, corect? Adică tot e ca stop loss-ul, numai ca să fie pus spread. Și automat se primește lacă? Și automat se primește lacă. Adică care e ideea? Socot e stop loss. Adică ca și cum mi-am luat gândul de la ea, da? Dacă n-am s-o pot gestiona corect din market, mi-am luat gândul de la ea ca să o închid de minus. Dar odată ce am pus ordinea amânat, în valoare de la un spread, i-am dat o șansă ca eu să mai scot ceva de la profit. Înțelegeți? Dar dacă e pur și simplu o umbră?
și îți activează SEO și duci mai departe în sus. Se primește că ai rămas fix pe același lucru. Dar dacă era slotul ăsta, asta dacă folosești. În cazul în care folosești tot poți. Ok, dar la metoda medierie ce trebuie folosești? La metoda medierie nu poți să dai pe pași la piață să spui cum vrei pe te tipărți. Metoda medierie și costă. Asta când piața mergi, de exemplu, în creștere și tu dai sell. Și la un moment dat se întoarce și ai făcut profitabilitate, corect? Sau când piața merge în jos și dai ce? Buy. Piața s-a întors în sus și le închizi toate profit, corect? Asta e metoda medierie. Ce, nu folosiți asta? Nu, eu altfel. Explicați-vă. Nu, mediere, eu, spre exemplu, ce? Dacă, spre exemplu, eu am deschis, da, spune că am ieșit trendul în sus, da? El a mers în sus, eu am deschis buy. Și la un moment, eu stop loss-ul nu folosesc, adică stați. Și el s-a întors în jos. Adică s-a întâmplat ceva, nu știu, nouă tare. Zburat în jos, el e în minus. Acum eu văd, am confirmare că se ridică în sus. Eu mă uit și distanțe. Și eu îmi calculez cam de ce mărime, eu să-mi pun că eu, măcar, să ajung la nivelul buy. Alt bai, eu nu mediez. Eu sunt cât ca asta e mediere, adică nu mediez. Da, dar aici dacă el merge, cum a spus, gazul, el mergea în sus, da, îți chideți sell. Apoi înseamnă că trebuie să ai puteri să ții sell-urile astea până ajungi el sus. Da. El, pe urmă, el vine înapoi în jos, clas, tot e frumos când vine plus, dar apoi trebuie să poți duci și minus în spate. Dar la gaz... Nu, eu v-am zis... La gaz, pe un lot e deschis, acolo făcut e ca atâta și acolo deam e mii. Da. Mișto tot trebuie să faci... De voi și de-amenii, două, trei mii. Vă explic, nu, ideea e corectă, dar medierii când folosiți baiul ăsta pe Bitcoin. No, tot depinde de instrumentele, de care aici se începe. Da, vă spun, mie care era problema la... Am prins chestia asta și era greșit pentru anticorecție. În mai sediu când arată divergență pe gazul ăsta, înseamnă că pe corecție, doar de teniția și genetul ăla de azi, corect? Dar eram și pe ideea asta, băi, maxim istoric anterior, înțeleg că e marfă. Dacă o străbătu maxim anterior, înseamnă că trebuie să facă o corecție mai adâncă. Eu și-o fac corecția, logic așa e. Când ai maxime istorice, de obicei le sunt străbătute, după asta face o corecție cât s-o își ia forță și după asta străbat iarăși maxime. Fix așa a făcut piața. Străbătut maxime istorice, a făcut corecție mai adâncă, după asta iar o străbătu maxime istorice. Pentru ideea asta am mers de asta și am dat în cap la piață până când o să-mi fac corecția asta. Mi-a plăcut, adică, dar de asta și zic, volumile trebuie să fie. Și când adaugi în volume, adică... 0.1 transice. Numai că trebuie să respectați volumele, în așa fel ca cum vă spune, nu mai ai de scurit de pozitiv. Metoda medierii e foarte bine să folosești pe cripto. Pe cripto, de exemplu, când Bitcoin a fost o credere puternică, ca începe cu buy. Au făcut în sus creșterea, ți-a stupat o parte. Așa, mai departe. Dar petrol, că ne faci corecția. Că faci corecția pe piață, în tendința ascendent, iarăși poți face buy. După Fibonacci, toți folosești metoda medierii sau piața preferată, piața de capital. Acum, pe piața de capital, poți să mediezi relax. O să e tot cate și pui buy. Nu, e acum o crezut mult, dar și încă este PDR, cred că încă o perioadă timp încă o să mai cadă. Toată lovitura acum s-o țipează așa, încă o să ne curăm, încă intră pe piața de capital de bani, o să ne curăm, dar ca să zici că ideea asta, că băi, am pierdut întreaga pe piață, poți să începi să ne ghiezi. Îți verifici dacă îți rezist contul la cădere pe piață și începi să ne ghiezi. Ți-ai calculat, așa, căderea, de exemplu, este de 50.000 până în 0. 50.000 până în 0, asta ar fi, de exemplu, o intrare pe notă 50.000 pe minus, corect? Înseamnă că mă gândesc așa, contul cât are, cum trebuie să-l mediez, mă pot să-l mediez sau nu mă pot să-l mediez, dar pot să-l mediez. Am dat un bai, am mai făcut, de exemplu, 25.000 pe credere, am mai dat un bai. Și știu că dacă am mai căzut până în jos, înseamnă că una să fie 50, una 25, înseamnă dacă contul are 80.000, el rezist la cât căderea asta, corect? Și dacă ajung, dar n-a să ajungă acțiunea la zi, până în țară, asta trebuie compania mea. Tot depinde de scop, adică ce vrei, de fapt, când te așezi la calculator. Dar tot e un fel de adăugare, dai să o luăm așa. Numai că e invers. Adică e să adaugă pur. Nu te-ai făcut problema cu comedie. Acolo ai făcut bine și până în timp îți faci bine, măi,
aici e ok de la început. Medghiere, aici vă spun din start. Dacă e bărnit din medghiere, trebuie să fie încă esoteric. Aici nu ai deschis un baie, s-a dus în mimă, s-a deschis a doilea baie, știi, punând așa o verime, și deschis a treilea baie și când îi lăs la baie și apa acolo și ai să-mi știți mutez, în placă, și... Nu. Adică, ai mers din medghiere, mergi, pe... adică trebuie să ai un anumit moment când, gata, că e picul, mai departe deasupra. În ce trebuie? Dar ce trebuie să folosim metoda mediere, dar nu să aștepți când îi rămâi în jos? Pui... Dar eu nu v-am pus folosit. I-am dat ca o comunitate. Dar în loc de baie zână, atunci... Nu, cum întâmplător? Nu. Rămâi să aștepți în jos să adaugi metoda adăugării. Nu știi că nu știi că în jos. Asta știți că când duci la magazin, cam când te duci cu medierea, vă zice așa, băi, când, de exemplu, când casa și ei au scos de 100 de mii de euro, eu am să cumpă. Dar am încât 131. Înțelegeți? Cam, adică tu vrei să cumperi cât mai ieftin. Mediez asta, cumperi cât mai... Tu Bitcoin nu știi, nu știu până la scadă. V-am zis eu că să scadă până la 20 și să oprească. Să fost până la 18, am să așteaptă să scadă până la următorul nivel. Mai are acolo maxim interioare care tot se frumoasă și ar putea să așeze. Da, asta... Volumele, în cazul ăsta, volumele în care casă? Medierea, care casă. Da, volumele. Volumele, metoda mediere, puteți să le faceți după Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Adică de la mic la mai mare. De la mic la mai mare, da. Da, da, vă faceți așa. Volumul maxim care poți să ai la timp tot 200, pentru că eu v-am spus așa, contul la mine intermite, sunt în piață cu 10 loturi ca să am un anumit stop-ul, corect? Înseamnă că eu fac așa. Eu mă aștept în felul următor. Vă dau un simplu exemplu, voi vreau să vă faceți calcul, vă adaptați fiecare lucru. Așa, eu am aici o porțiune de piață și eu mă aștept în felul următor. Că piața mă aștept la o creștere până în zona aceasta, după care scovare până în treaba. Corect? Înseamnă că eu am porțiunea asta de piață pe care vreau să o mediez. Vreau să schimb tranzacții de sell aici până sus, corect? Așa, înseamnă că eu vreau să mediez, m-am măsurat aici distanțele, pe 3 nivele. Eu vreau să o mediez în sell. Înseamnă că eu dacă am 3 distanțe, împart distanța asta la 3. Înseamnă că prima poziție să am atâta o distanță, a doua distanță și a treia. Prima poziție o să fie toate 3, a doua poziție o să fie 2, prima poziție nu o bucăți cu corect. Așa. Și am ce fac așa, mă măsor. Piața la mine îmi permite un minus, un stop loss normal pe care pot să-l permit eu pe cont. Asta, de exemplu, e de 5.000 dolari, de exemplu, stop loss, sau de 2.000 dolari, sau 1.000 dolari, stop loss, normal. Așa, și încep să împart porțiunea și să primești, de exemplu, 90 de puncte, 60 de puncte, 30 de puncte. Înseamnă că, în total, câte puncte sunt? Sunt atâtea. Mi-am calculat și ne-am împărțit volumele și le pun volumele în creștere, în așa fel încât, dacă ar schimbi tranzacții de aici cu un lot, de aici cu un lot și de aici cu două loturi, în cazul în care se ridică mai sus și se duce în stop loss, fie stop loss pe care nu mi l-am dorit, dar care mi l-am calculat în timp. În cazul în care el se respinge și totul este ok, tot e eu profit. Ideea e clară? Nu. Așa, bău. Deci. Asta dumneavoastră, de exemplu, arătați acum când noi ieși de bai, da? Cum am înțeles? Da, nu, noi când... Noi facem bai, dar tot... Facem sel, dar... Când vrem, dar știm împotriva piețele. Când ieși împotriva piețele. Nu o să ieși împotriva piețele. O să merge așa. Trebuie să-l impulsul în jos și acasă dai corecție. Și să merge de mai. La preț așa. Eu am instrumentul ăla, e diferit. Capitalul se mediază în bani. Piața de capital o mediez foarte mult în bani. Piața cripto tot în bani mediez. Petrolul la fel. Ok, la petrol sunt situații când dacă sunt maxim istorici, acolo e păcat să nu mediez. Dacă vezi că timpul cel are 600, 800, 900 puncte, 1000 puncte, timpul este puternic, evident ca să-l mediez în sell. Pentru că tu știi că colecția aceea trebuie să o fac. Nu are cum. Nu există așa ceva. Da. Aveți viziunea mai globală. Dar nu, pur și simplu m-ați discutat ceea ce am zis aici. Aici e simplu, e o corecție, haideți, o corecție simplă după Fibonacci. Ți-ai măsurat distanțele.
frumos, tu doar de ți-ai făcut o structură, voi când vreți să mediați ceva, îți faci o structură, nu zici că hai să-ți însuia și pe urma să-l mediezi, vine să ne abată. Nu, tu ți-ai făcut o structură pe grafica, de unde vreți să terminzi acțiunea asta. Când deschideți bani, cum mediați? Okay. S-au dus în jos, dar am o structură cam de unde vreau ți-i datorii la bani, nu? Asta la început a spus un lucru, că faptul nu plătează scop și ce ești ce vrei să faci. Adică dacă tu te-ai părut la drum și dacă nu poți deschizi, nu se spune, slucaina, da? Adică by so self. Slucaina ne băvaie, adică băvaie, că nu știi. Dar dacă tu știi unde să duci și tu ai deschis-o și eu și spune de mediere, că eu văd că se duci în sus, da? Am toate confirmările, că deschid bani. Nu e ca zurdicat și eu intervenit ceva ca de obicei și o apuc în jos. Și eu când am băgat-o în jos, eu l-am lăsat, s-o dus, până nu s-o dus, am pus Fibonacci, da, pot spune orice, să am confirmări. Și când se întoarce înapoi, e că atunci eu s-o pot mediere, adică eu mai dau de urmă. Și eu mai dau ca să o ajungă măcar până acolo, în cazul cel mai rău. Bune e baiul și sunt chiar în cazul cel mai rău. Eu măcar bucata asta mea iau plus, dar mă știu să închid chiar și în zero. Dacă se duce posibilitatea și mai sus, înseamnă că am smește adăugare mai tare. Извините, что вопрос я думаю. Господин директор указал на то, что он видит на большем таймфрейме нисходящие тренды, поэтому он открывает сделки buy. Нет, это метод... А вы говорите о другом. Нет, вы говорите о том, я, что... я делал. Нет, делал. То есть разные стратегии. Да, я понял. Я вместо идеи, а? Что есть кейсы, когда ты есть для этого, конфиденция, и он клеится больше, и пока смотрим. Да. Оно создано открывать сделки на базе. Правильно, сам себе создает проблему. Я создал проблему, трума, ну, Москва-то и ваша. Нет, ну, Мужик, а вы открываете второй бай после коррекции. Для того, я корректирую. А я он понял. Делает... Да я понял, что он делает. Тогда зачем вы дискутируете? Нет, меня спросили. Да, нокаут у меня то, зачем я... И тут есть дифферити. Я вам говорю, погуляйте. Я не могу вас их, я понимаю, что... Eu nu pot să vin la lecții, de exemplu, sau asta, și să vă zic, uitați, așa și altfel nu mai poate tranzacționa. Nu. Ideea care, eu vă învăț alfabetul, voi scătiți cuvinte, ne înțelegeți? Eu nu pot să, nu pot să vă dau standard, că asta înseamnă că vă fac tipajul meu. O să vă duceți data viitoare la masterclass, o să vă fac tipajul, de exemplu, domnul Mihai are un stil de tranzacționare. Eu am un stil de tranzacționare, domnul Andrei un stil de tranzacționare, fiecare cu stilul de tranzacționare. Fiecare cu piețele lui preferate. Și evident că dacă poți, dar eu poți vorbesc de piața de capital o săptămână, pentru că eu îmi place foarte mult, sau indicii bursieri, sau cripto. Ok, pe mărți îți vorbesc mai puțin și valutară. Nu e așa, nu sunt așa de amator și foarte dorit piața asta. Dar nu se pun ții tranzacții. Dar mai rar. Dar nu pot să zic că și eu piața, omul care piața valutară o vede ca Dumnezeu, cum era domnul Andrei. Deci dacă de piața valutară, asta era... Deci dacă voi ții lui de piața de capital sau de cripto, nu, asta nu e. Piața valutară, asta și mie bun. Ai stop loss, ai take profit, și încă a fost chestia asta că eram la un master class. Și era o doamnă plus că tranzacționează fără stop loss, absolut. Dar așa a zis și... Permiți să așa ceva. Dacă nu e stop loss, take profit, e strict, adică chiar e trader strict. Și are tranzacționat la dos, număr de loturi, nici nu discut. Loturile erau la masterclass, puteți să vedeți și să povestească o săptămână să plăța la rotată. Nu se stă ceva la sus acolo. Fiecare cu stihia lui. Eu nu vă dau cumplitor. Da. Vedem să spune de profit și stop loss, totuși s-a mai bine sell stop, nu știu. Dumneavoastră, ați aplicat metoda? Nu. Eu mă tem din metoda asta. Ideea care, ca să înțelegi și vrei piața de la tine, trebuie să o aplici. Că tu te creezi ca trader, eu nu cred că domnul Valeriu s-a creat ca trader din citit. Nu, asta o înseamnă că o dat de vreo 2-3 ori cu capul și o înțeles cam cum ar trebui și s-a corectat. Numai așa te corectezi. Eu dacă ați explicat, mă, cum îți mai pus totul ăsta, ok, asta m-a spus, da, spun, corect. Dar păi și noi întâmpinați situația asta de casă, n-ai stipoletez. Asta nu înseamnă că am duci acasă și ne ies pe știi că nu. Pur și simplu te întâmpini în anumite situații în piață, trebuie să interprinzi anumite acțiuni. Și dacă ai cunoștințe, începi să interprinzi și apelii mai după sine. Eu vorbesc de chestia asta pentru că e foarte bine lucrează pe unele instrumente.
fost o perioadă în ZDIOS2, era în perioada de maxim istoric și numai vedem că atingi un nivel așa de maxim istoric, dar era pe PSO. Tot că era pe corecție, dar era pe PSO. Tot că era pe maxim istoric și eu știu că puteam să-l străbată, eram conștient de chestia asta, dar până și până ale străbate maxim cele și istoric și eu câteva cu prost pe urmă luat, după asta mi-am luat un stop loss, ok, asta e fix așa și nu, frate, nu s-a apucat niciodată, asta e pe șansul. Înainte de a avea căderea pe piață, înainte de a începe căderea asta din decembrie, pentru că el a fost în perioada din data din 23 martie, el de atunci a început un tac în sus. De atunci a fost prima lunare de creștere a lui, între primul idei. Când a ajuns la maxim istoric, înainte de a cădea, a avut o anumită perioadă de timp când a stat într-un flat. Dacă mai țineți minte, eu țin minte foarte bine, flat în timeframe-ul de H1. Un flat care a avut undeva vreo 4 impulsuri, 4 corecții maxim. După asta a avut o mică cădere, pe piață a mai încercat o tendință și după ce a avut scade. Adică țin minte perfect chestia asta, din și cauza. Pentru sistem tranzacții, perioada de 200 de puncte. Așa, micuț. M-a fășit un grap, pac, și le lua. Pac, și le lua. Perioada scurtă de timp, pe care este cam fel de scalping, da? Era foarte tot chestia asta, dar asta pe perioada scurtă de timp. Când am prins poziție, să stau cu gânsa din vârf, când am prins chestia asta, pentru că sunt tot pe ideea de... Stai, 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 bai. Sunt tot pe ideea asta, chiar și la fi căderea, cum oricum sunt ideea numai de bai, pentru că încolo ai... Și ați mediat? A? A spus mediere? Așa, cu metoda medierii. Eu am încercat să explic careva ideea. Ideea care a fost, ai deschis o tranzacție greșit, nu de greșit, ai deschis-o și nu s-a dus în direcția care trebuie. A făcut o mică corecție în partea de jos, ai văzut o respins de la nivel, mi-ai dat un ban. Da, sunt de acord cu chestia asta, dar puteți folosești chestia asta mediez când știi că trebuie să îi... Asta conștient o mediază. Da. Pur și simplu, deci, mă scuzați tot și eu cu o mea chestie. Mediere, cuvântul mediere, ce înseamnă? A media o situație. Da. Adică s-o creat o situație, tu o mediezi. Deci, noastră v-a creat singur situația, da. După ce, la pe urmă, e să fie mediat. Adică, e o variantă, eu prima dată am auzit-o și chiar mi-a plăcut. Asta încet. Iarăși, nu pe toate instrumente. Corect. Deci, păi la toți cam spunești chestia asta, că ai deschis un cell, dar ești încă conștient că ar putea să mai meargă în sus, că ați mai deschis cell-ul. Ok, ideea asta, că mergi cam în ambele cazuri, că mergi în... Ok, nu, într-una mergi cam împotriva pieței, o perioadă timp, dar una mergi de ața mai să împotriva ta și tu, da, mi și să te adaptezi după ea. Ideea care, ați preluat ideile, dar v-am spus, aici când mediez, mediez ca să-ți ajungi, știți, stop-o și ăla să fie ok. Nu știi că mediaș, după asta zici, băi, tu să mediezi cel de acolo, cu stres. Adică să mediezi conștient asta. În cazul în care chiar dacă e stop loss, scrie un stop loss normal, care la ore luai dintr-o tranzacție și până asta să începi să se disputează și apoi asta să vezi cum tot bani, tot bani bun. Și am bun. Haideți să vă dau lactul pozitiv, începem cu el și după și cu cel mai negativ, aduci cu totul cu atâta să mergem să mai aflăm la chestii. Bun. Ați stat și pe ea? Așa. Metoda LACT pozitiv. LACT pozitiv înseamnă dintr-o dată. Știți asta? LACT pozitiv asta când ai deschis tranzacție. Când ai început să intri în piață, pe adăugări, între timp poți combini cu LACT pozitiv. Deci ce este un LACT pozitiv? Am ajuns că LACT pozitiv nu poți să speri atât lung de timp. Dacă e perioada lungă de timp, asta trebuie să fie o perioadă de dările, prins criză, nu știu acolo, e perioada lungă, dar pe perioada scurtă de timp poți prins lactul, adică mai e ceva profit în rugătul ăla, nu știu ce înseamnă asta. Așa, o să fac o tendință ascendentă. Simplu. Așa, simplu. Asta e cam un fel de regulă aceea, după 4 tranzacții profitabile poți mărești volumul, știți? Cam fix așa, ideea asta merge și... Ok, nu e foarte perfectă, dar ideea ca pe următor. Mă gândeam și la trend și la impuls și am început în două. Așa. Are tendința ascendentă. Așa, a început din poziția asta la tranzacție de cumpărare. Da? Eu știu că tendința e ascendentă. Tendința deja e formată, dar mai e posibilitatea de a fi pe piață în bani.
Așa, am intrat în poziție de cumpărare, piața mă se crește. Când deja am văzut că piața a început mișcarea de corecție, aici ce fac? Sell. E impuls și corecție. Așa, și deschis sell-ul până urmă. Până mi-a dat a doua mare de bani. Când ajunge în preajma aceasta, sell-ul se închide pe profit. În zona aceasta se închide și se deschide al doilea bai pentru adăugări. Cam asta înseamnă metoda la cutului pozitiv. Aici iarăși, independență și situația de piață. Ați avut vreodată situația asta când să aveți la cutul din pozitiv diferite? Dumneavoastră spune să creați scurtul. De aici, ca să dureze câteva zile în prezentare. Ah, da, ok. Câteva zile astea nu e. N-a să faci la cutul pozitiv în 5 minute. Când dădești ție spre atât, înțelegeți? Am vorbit acum pe tendință, H1, H4. Ai luat frumos, ai intrat pe piață, poți vorbești chiar și vedere, în actul vedere, deja așa se închide în plan. Așa chiar se întâmplă. Dar ideea care? Actul pozitiv, ce înseamnă asta? S-a dus intrarea pe piață, e profit tranzacția. Când ajunge aici la noastră și trebuie să înceapă să fac corecția, deschis sell-ul. Ai lăsat tranzacția de sell când ce-a făcut corecția, ai închis sell-ul. Cât nu poți să nu o aștepți până în jos. Poți să închizi prin preajma aici, dar adică ai rupt și o parte din corecția cu baia aceea. Ce cunosc? Nu, suntem pe tendință ascendentă sau nu? Înțeles. Baia cealaltă. Asta e fără take profit. Asta e pentru adăugări. Asta e pentru adăugări. Metoda adăugării, a doilea baie, a treilea baie. Dar cum adaugi? Îți numește metoda adăugării, numai că mai iei și o bucată din corecție. Da, și se zice, băgăi atâția când mă spus, mai rămâne, mai stătași, mai sunt slacuri, nu mai sunt slacuri. Ideea care, asta se numește minimalizarea pierderilor și maximalizarea profitului. Eu am dat exemplu ăsta nu o dată. Înainte, în zile, trebuie să torte de căldări de benzin ca să lucră pe urmă, da? Dar acum, cu atâta cantitate din petrol, ai să duci 24 de urmă. Apoi, că cam așa și cu tranzacțiile, când îți face. Ne-ai deschis o poziție piață cu stare de atâtea mișcări cu piață, știți? Dacă ai luat dat grafic și l-ai întâlnit ca oață. Și că imaginați-vă, că tu când iei tăi poziții, îți primești pe rău tot ața. Ok, nu poți să iei pe toate, dar când îți trebuie să iei mai multe, îți primești că ai întins ața și îți primești mult mai lungă. Dar dacă ai luat distanța numai de aici până, de exemplu, aici, îți primește numai așa o bucățică de profit. Dar dacă se iei profitul ăsta și ăsta, când o întins, îți primești mult mai mare. Înțelegeți ideea? De asta, o mare parte, ca să economisească și din timp și din chestiile astea, sunt și corecții. Mai faci o rută în plus, mai... adică poți tragi beneficii din asta. Da, da, cantarea cu corecție, de exemplu, ca să trebuie... Stați, la actul pozitiv. Nu. Că nu e în profit. Că acum vine data viitoare și am zis... Nu, eu am ceva. Trebuie să mă ne învață că intrăm fiind pus și pe tendința ascendentă. Nu, mi-a dat Mihai, mi-a spus că corecție e cel mai temă. Eu ca și cu medierea tot pe corecție. Eu am ceva. Adică trebuie să ținem cont și de Fibonacci, pentru că să vin până nu poate să ajungi... Ori corecția nu ajunge chiar până la nivelul suport. De obicei, independență. Dar ați observat, eu cred că asta e destul de clar. Dar trebuie să aveți chestia asta dacă aveți o experiență oare calificație. Cam corecția îți dai seama din start, cam plăși nivelul să facă, plăși nivelul. Adică mult dacă știți pe tendință. Și cam mult așa gen de tendință, de 61-8. Cel cam mai 1145. Adică pe piață, dacă merg așa într-o... Îți dai seama... Nici nu pui Fibonacci. Nici nu pui Fibonacci. Adică poți să dai seama din start, cam... Astfel respic de acolo. Ok, Fibonacci, bun. Dar tu din start, dar ai așteptări 61-8. Pentru că eu să știi cât e de brusc trebuie. Adică asta, dar deja le simțiți pe timpul încerciul, eu le simt și eu, dar Fibonacci... Dar pentru că doamna se referea că nu tot timpul corecțiile ajung fix până acolo, poți ajunge la jumătate și deci în sus și tot așa. Asta se întoarce iarăși înapoi și iarăși... Poți să ajunge aici. Da. Frumos, te-ai luat cu lactul ăsta pozitiv, asta e că ai smerut ceva în piață din capă și din corecție, da? Pentru că corecție este trică. Și este corecție care de obicei nu-și așteptă. Corecția împotriva dreapta, adică corecția nu mai fiți fie așa nouă, deci corecția laterală. Sunt foarte multe tendințe, ele merge așa, de obicei astea sunt acestea care sunt mai accelerate. El merge așa, e pulsul și tendința, corecția merge așa. Da, aici este unul. Lasă pozitiv. Am deschis salarii, știți? Adică trebuie să folosești la cât pozitiv.
lactul pozitiv e foarte bine să-l folosești după noutăți. Se observa chestia asta, că după ce este o noutate puternică, e ca un val care lovește mal și după asta se retrage. Până în 50% sunt o mare parte de noutăți se retrag. Dar pe care și îmbunătățim lactul pozitiv. În cazul în care e noutatea asta care formează figura de continuitate sau îți pregătești să continui mai departe, considerăști că ferești de lactul pozitiv. Asta depinde cum se comportă noutatea. Să știți cât putere e mare în sus, plirator că era foarte fain. Plirator că a fost când a fost, de două ori făcea manieră, că lui a fost așa o perioadă de valoare. Da, îi plăcea foarte bun să joace pe piață. Aplateam și eu și noutatea care era pe piață așa, plus că făcea creștere puternică, trebuie să-l aștept sus, cineva nu știu să se dai acolo sau de perioadă, mai scurtă din timp. Nu, dar mult era tot pe azi și face. Doar de când a fost credere și e puternică pe piață, și am un șecior de acolo de jos, și o să se restabilește șecior în șecior, o stat o perioadă practic pe loc și am iară ce-a făcut. E fi maxim acolo, aproape la asta. Ok, bun. Asta este lactul pozitiv. Ideea că am înțeles o lactul pozitiv. Așa. Deja aici voi aveți o grămadă de instrumente care puteți să o jonglați cu el. De ce ești așa de sigur o lactul pozitiv? Că ai bani care e pe profit. Și nu așa moment dacă ceva vezi că nu merge după plan. Să acoperi. Da, să acoperi. Sau dacă vrei ca să fii și mai sigur și n-ai niciun stres, dacă asta e cu 5 loturi, asta dă o bătăură cu 5. Și în cazul în care străbați 61.8, te-ai închis pe ambele și oricum ești pe tine, înțelegeți? Ați înțeles ideea toți? Da. Păi îți faci adăugări și am discutat anterior, am te adaptezi cum vrei tu. Da. În caselă, cât cu 2, 3, 5? Jumătate. Standardele, nu? Cam eu nu am mult timp să știți. Jumătate. Adică vă puneți în fiul ăsta, adică vă adaptați după grafic. Te gândești așa, păi 61.8 sau 61.38%. Cum ar trebui să fac ca să nu mă afecteze? Înseamnă că dacă am schis așa cu 5 loturi, de exemplu aici pot dau cu 2 loturi sell. Și am dat sell-ul, chiar dacă duci la 61.8, eu oricum și am pe buy, mi-am mult profit decât și am pe sell. Minus. Și dacă s-o mă dus în jos, și o răbdeam închis pe amândouă, am acolo cât așa. 7 loturi făcute, am întrit donarea acolo sau cu 10. Și am măcar și bani din viață și tu și mai spui la parteneriat. E ok, bun. Așa, și am un lact și ăla negativ. La lactul negativ în asta, eu am adus o masterclass cu lactul negativ. Și am discutat că m-a luat al practic masterclass cu lactul negativ, că și o bătură am mai de întrebări. Și așa întrebări apar. Eu am să vă spun, cred că vreo 3-4 principii, deci ca să întâmplă chestia asta. Și ca să nu ajungi la disconfort, nu este ce ar putea să faci cu piața, adică ai tot. Și atunci nu o să ai nicio problemă cu lactul. Când ai intrat în lacă, am ok, poți să intri în lacă în acel moment când ești gata să accepti o pierdere, cei care este în lacă. Și că dacă ești gata să accepti pierdere, cei care e în lacă, nu ai nicio problemă. Asta nu este stoplosă, așa? Nu, în asta spune stat corect, dar mai este o chestie. Ce a spus la început în asta clasă, că este o chestie, traderul trebuie să iei decizii spontan. Dar cineva a fost pe euro-dolar, că a fost, a căzut mai jos de un. Și când a făcut așa, o lumânare, hop, până jos. Dar tu ai bai, zicem, de vreo 20 de loturi. În momentul ceala, ce face inima ta? Ce faci? Repede, hotărăști, repede ce fac. O căzut 20 de mii în jos și ce fac? Dacă îl scap în jos, baiul. Și mă, ceala faci, faci, schizul, o placă de 20 de loturi. Da, schizul. Și el ce faci? Hop, stași 200 puncte în sus. Nu, mai explic, nici ca să interpind acțiunea asta. De ce faci inima așa? Cât de 20 loturi? Plin, eu îmi permit 20 loturi. Nu, asta e ideea. Nu zic că nu vă permit. Două loturi. Nu, nu zic că vă permit. Vă permit de 20 loturi, dar dacă v-a făcut inima de bâdâc, înseamnă că 20 loturi este a fost cam stresant. Nu, eu m-am referit că să nu rămân. Toată lumea ce striga? Euro o să cadă jos. Eu personal spuneam că euro o să duc în sus. Deci eu și eu am deschis 20 de stat mai deschis 25 în sus. Și când el stătea acolo în flătul ăsta jos ca nebunul, și când pur și simplu ce a fost? Voi bine, se stop loss. Dacă avem să am stop loss, eu de asta nu-l pot. Apoi eu scapam, nu, bine, cădem acolo de rupt. Dar ideea între ce e că el s-a dus în jos, voi zbătut toate stop loss-urile
Dar asta buclarea, dacă, nu știu, dacă cineva a văzut. Asta a fost foarte lunară lungă jos și fix în aceeași minută o lunară lungă în sus. Eu BGBP. Și o zăbătut pe toți. BGBP-ul fix așa. L-am așteptat, l-am așteptat. O să duci un profitul mai închis de asta și buclarea asta. Eu închis pe toți. O curățit piața. Așa mi-a spus ce orul de-a mâine. Care e tu curățit piața? Și că trebuie să te pute, nu merge ca după grație, că așa merge. Da, merge acolo, da, că de reșești. Mi-ați adus în jos, în jos și acolo a fost să vă zic că se trebuie chestia de acolo. Am dat la seară, dar am închis. Ați rămas, eu rotolat. Nu pe sus să duci. Așa. Nu, pe reală e altfel. Nu o să mai vorbesc de demon? Nu, dar era. Dar că aveți așa emoții, la sau crede. Ei, dar păi cum altfel? Prin greșeli omul să învață. Dar nu, eu am zis cum prin greșeli. Nu trebuie să am și credeți că eu n-am fost așa situație și că nu mă-ți faci așa. Trebuie să, dar dacă nu treci prin emoții, trebuie să nu poți să te râzi după asta. Așa situație. Dacă nu trecut prin greșeli, poți să te râzi. Că dacă în cadie treci prin greșeli, la stare nu știu de super foarte. Nu, ideea care cu ce a spus cu volumele. Lacăt, că eu tot am avut lacăt, lanțunt un an de zile, răzărul ăsta. Eu am folosit lacăt ăsta, lanțunt un an de zile lacăt. E că atunci înțelegi și asta lacăt, când stă în cont și îți ține acolo. Da, înțeleg că într-un paralel mai deschis tranzacții. Lacăt se intră când ai confirmare, deja gata, băi, se duci. Dacă răspund umbrele astea, atunci, da, știe ce am zis la șeful de master, așa, trebuie să întreprezi rapid dacă ți-o. Numai că nu uitați, că de multe ori când, nu odată, am avut vrede care să așa chestia asta și nu și eu, nu odată, nu mă așa chestia asta, că nu își prinzi umbra. Și tot să jeați așa, de baie în vârf, de umbră, sau în vârf, de sel. Și prost asta e cu lactul și să-și uiți, cum este temă leacă, chestia cu gazul natural. Lactul, de pe vârf. Închis tranzacțiile de cumpărare închisă. Și următoarea umbră, tot fără și momentul piața, nu știu cum să schid, dar următoarea umbră, făcut umbră mare în sus, cu asta faci și bam, și de acolo s-a început tot căderea care a avut o gazul natural în ultima perioadă. Fix din momentul acela. Lactul închis, interprins înapoi bai de pe umbra următoare și lactul înapoi. Nu știu ce să faci, să aștepți arde și să joacă acolo. Nu ai și faci. A intrat chestia asta. Dacă cred că suma parte din întrebările astea, când ai intrat în lact, înseamnă că ești gata de gând să accepti minus cel care e lact. Unul la mână. Doi la moment, cu volumile pe piață când intri în lact, adică trebuie să ai volume normale. Nu ai pus, când stai să se restaură acolo, bai de capul ei, nu mai... Lactul acela nu e de salvat. Știți? Dacă stai să restaură mic, lactul acela asta, dar pur și simplu e o moarte, e bine. Mai bine să-ți măresc restaură. Altfel nu poți să-și părea. Să știți, dacă ai să restaură mic și volumul mare, asta este o sinucidere așa aceșoară, dreptate. Trebuie să ai sesfa bună, ca să poți restaura. Asta e unul. Sau să înșeci să închezi în poziții de parțiale. Dar dacă înșeci cu pozițiile parțiale, ele sunt foarte bune. Da, și e timpul. Poșești ceva din dacă tu poziții parțiale și cu timp să vezi cât timp ia. Ia mult timp. Înșeci, închezi o leacă de aici, aștept tu pe sus, închezi o leacă de acolo, iar să duci într-o direcție. Și iară vezi cum duci în direcție și mai sus, dar mă aștepți. Mai dau și în volum, acolo și e ca așa te joci cu volumii, pentru că nu-ți permiți restaura. Da, ce spun, în 25 de loturi, tranzacționez pe GBPS, dar numai 90 și 100 de loturi la ordine zile. Adică, și știți ce stă de tranzacționare? Zic că e următor. Eu Mihai nu pot găsi internul viață. Eu Mihai nu pot găsi internul viață. Eu prost îți fie tranzacții. Adică, mi s-o părut pe bani sau să de ce am văzut. De exemplu, tehnița mi-a mirat pe bani, da? Eu întotdeauna când făceam analiza, ori era întârziată, ori era pe vreme, ori era confirmare, adică intrările erau greșite. Și o să ce fac? Toți că am văzut că intrare, mie mi se pare intrare de bai, am deschis bai. Îți duci în direcția mea, bine, o lăs, o văd că e împotriva mea și mă aștept să asta, repede deschid bloc. E ca așa stă de tranzacționare aia. Vreau să repede deschid bloc. Și ce fac? Duc 100 de lot? 100 de lot.
Asta în cont și pe vid. Da, în timp de, de 4 zile, 400 de lot. 4 tranzacții cu 400 de lot. Adică, ok, el intră, răvid lactul, pac, intră, dar adăs acolo. Nu e lucru. Asta de mai, cum a spus, nu ce-i dirigentă. Nu e scalpe. Scalpe că tu faci în 4 zile 4.000 de loturi cu 100 de loturi. Dar cu 100 de loturi tu faci 400 de loturi. Nu, fiecare, că nicio concret. Deodată îți zicem că asta, și eu zicem asta, că e frumos. Ca să-ți meargă 2 ani de zile la rând, hai serios. Nu, și-o creat o metodă ei. Și că 2 ani de zile să-i meargă, nici nu mă implic acolo să-i explic că nu-i bun intrare. Știi, dacă îi mergi și trebuie și lucrează pe piață, da, și îndrept cu niciun stop loss în piață, apoi că grand loss așa merge. Bum! Bun. Adică căderul este puternice, dar îi crește, întotdeauna merge și crește. Adică graficul, curba și ea, a contului tău creștere și creștere. Dar lotul nu se spune. E norocoasă. Sunt două variante. Sau e norocoasă, sau știu cum e sistemă. E sistemă formată. E sistemă formată, vine pus la foc, care deja ok, intră în tranzacție și interprinde acțiuni fără. Volumul e mare pe care scurtă de tip. Scurtă asta și înseamnă. Și înseamnă scurtă. În cazul ei. Eu nu țin o tranzacție. Un minut, două, asta e scurt. Un minut, două, asta e scurt. Da, care e scurt? 2-3 zile. Facem? La 50 puncte. Nu știu. Și scade. Poate că noi avem diferite concepte asupra timpului, asupra tranzacțiilor, asupra asta. Deci, haideți să facem. Deci, eu v-am spus cum intrăm la fel. Deci, perioada scurtă, asta ce am în vedere. Nu, ok, la mine perioada medie din timp, asta ar fi, nu știu, perioada medie, asta e o săptămână. Nu, asta e perioada medie din timp, da? Perioada lungă de timp, asta când începe 2, 3, 4, încolo săptămâni. Perioada scurtă de timp, la mine asta ar fi undeva câteva ore. Pentru că asta e perioada scurtă de timp. Ok, așa se stipă de perioada medie, zicea. Nu prea scurtă. Ok. Negativ, actul negativ, adică când deja ai înghețat situația care este viața.